obezitatea și diabetul zaharat au avut o creștere meteorică în ultimii ani și amenință să devină cea mai mare epidemie din istoria umanității. În consecință, se impune imperativ diabetologia de prevenție. Ce a dus la această situație? Este întrebarea firească. Stresul, supraalimentația, sedentarismul, somnul redus, acești factori acționează asimetric și asincron și facilitează apariția prediabetului. Ori din 4 persoane aflate la risc, 3 vor dezvolta boala. Tema propusă de anul de Organizația Mondială a Sănătății anul acesta este femeia în contextul diabetului zaharat. Și vorbim astfel despre jumătatea tandră a populației planetei, despre cele mai dulci femei care risipesc dulceață partenerilor de viață, însă asta nu înseamnă că nu au și riscuri, complicații din cauza acestei dezordini metabolice. Însă femeia este sinonimă cu ordinea, astfel încât putem împărți existența unei femei cu diabet zaharat în mai multe perioade în funcție de principala ei menire, de perpetuarea vieții. Astfel vorbim despre femeia în perioada de preconcepție, în timpul sarcinii și după ce a adus pe lume copiii. Este bine cunoscut faptul că mintea noastră utilizează preferențial combustibilul care arde reziduri, cât mai puține, și anume glucoza, astfel că sângele diabeticilor scaldă creierul în glucide, deci acești oameni sunt inteligenți, creativi, iar viața îi disciplinează să fie rapid și la obiect, ceea ce duce la o adaptare promptă. La femeia cu diabet zaharat, a exista, a fi, se metamorfozează în ar putea să fie, sau mai curând ar trebui să fie dacă. Și de aici ambiția pentru a munci în tumultul oceanului de oameni spre a fi cel puțin egală cu ceilalți, dar oricum să nu te diferențieze de tot. Noi avem toată prețuirea și respectul pentru aceste femei care, deși au o patologie încărcată, reușesc să o stăpânească și aduc prin os de bucurie vieții pe care o trăiesc cu demnitate, bogat și împlinit.